22 noiembrie. Azi îi pomenim pe sfinții apostoli Filimon, Onisim și Arhip. Acești sfinți apostoli din cei 70 au fost urmăritori și ucenici ai Sfântului Apostol Pavel, slujind acestuia la răspândirea adevăratei credințe în Hristos în locuri diferite. Sfinții Arhip, Filimon și Apfia, lucrând în cetatea Colose din Frigia, iar fericitul Onisim la Roma, slujind, adică Domnului, împreună cu Sfântul Apostol Pavel însuși și însoțindu-l pretutindeni.